atât de drag mi-ai fost. Dar totul s-a schimbat, de tine am uitat. De dragostea înapoi, de-mi cer un fără ploi. Nu, nu te mai juca cu ea. De-mi dragostea într-o zi, dar tu să nu mai vii. Nu, nu mă vei găsi, să știi. Ieri credeai cu mine ai să te joci, azi mă chemi și-mi spui că te întorci. Vreau să știi, de tine am eu lac. Atunci când ai să vii, eu n-am să fiu, să știi. Vedea cum lumea bea trei zile la rând, și de tineri până luni cântă neîncetat, pentru oamenii cei buni muzica din sat. Cântă lăutarii alungând dușmanii, cântă cu vioara până se face seară. Cântă despre bine și de-ar fi să fie, ar cânta o veșnicie. Șapte vieți o să trăiesc și tot n-am să mor, că-mi plac sărbătorile, măi, dorule, măi. Când dansează horele, fete și flăcăi, când leutarii alungând dușmanii, când cu vioara până se face seară. Când despre bine și de-ar fi să fie, ar cânta o veșnicie. Și urează ziua cea de mâine va.
tai bună seara, dragul meu, unde venit, tai bună seara, și cu cine m-am întâlnit, hai da bună seara, ca să seară-i seară mare, hai bună seara, pentru toți e sărbătoare, hai da bună seara, ca să seară-i seară. Să petrecem împreună, hai bună seara. Am venit cu voie bună, hai bună seara. Să petrecem împreună, hai da bună seara. Vom petrece, vom cânta, hai bună seara. Inima ne-o bucura, hai da bună seara. Vom petrece, vom cânta. Haideți, oameni buni, jucați, hai bună seara, și pahare-le închinați, hai bună seara. Haideți, oameni buni, jucați, hai bună seara, și pahare-le închinați, hai da bună seara. Să vă urăm sănătate, hai bună seara, lăsați relele deoparte, hai bună seara. Să vă urăm sănătate, hai bună seara, lăsați relele deoparte, hai da bună seara. Dragul mi să mă petrec, hai bună seara, că și așa relele trec, hai bună seara. Dragul mi să mă petrec, hai bună seara, că și așa relele trec, hai da bună seara. Și-o petrece împreună, hai bună seara, și-o mandea inimă bună, hai bună seara. Și-o petrece împreună, hai bună seara, și-o mandea inimă bună, hai da bună seara. Dragi telespectatori, în această atmosferă aici la Hotel Decebal în Bacău realizăm o suită de filmări, așa cum v-ați obișnuit, fără discuție, cei mici au prioritate, dar vreau să vă spun că în orașul lui Bacovia întotdeauna ne simțim foarte bine, pentru că este un oraș cu o tradiție artistică deosebită. Nu vorbim doar de Bacău, aici au loc filmările, vorbim și de județul Bacău, vorbim de un județ în care educatori, profesori, oameni de cultură au grijă ca generațiile să ducă mai departe tradiția culturală. Puteam să spun doar folclorică, dar spun culturală pentru că veți vedea că programele sunt și mai complexe, așa cum v-ați obișnuit până acum. Ora veseliei este o oră a bunei dispoziții. Sunt Eugen Ungureanu, vă doresc vizionare plăcută. Dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi la televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre. Îi dau legătura la un metru distanță colegei mele prezentatoare, pe care publicul de aici sper să o aplaude. Este cea mai tânără și cea mai frumoasă prezentatoare de la televiziunea noastră, Cristina. Ai legătura. Bine v-am regăsit la Ora Veseliei. Ne aflăm aici în Bacău, un oraș cu o populație de peste 180.000 de locuitori. Este situat la confluența dintre râurile Siret și Bistrița, iar prima atestare documentară a localității se regăsește în privilegiul din 1408, pe care un domnitor, Alexandru cel Bun, îi acordă negustorilor din Vlov, deși numele de Bacău este menționat și anterior. Așadar, aici am găsit multe talente și vi le vom prezenta, începând cu cei mai mici și continuând cu cei mai mari. Avem aici un ansamblu deosebit de frumos pe care aș vrea să vi-l prezint. Este vorba despre ansamblul Mugurașii din Agăș, cu îndrumător doamna Maria Tătaru și coordonator învățător Rața Ecaterina. Bine ați venit la Ora Veseliei! Bine v-am regăsit! După cum știți, nu suntem prima dată invitați la această emisiune. Cu mare drag suntem bucuroși că suntem din nou invitați. Aplauze, vă rog frumos! Vreau să ne prezentați puțin activitatea cu acești copii minunați, sunt foarte drăgălași.
pot să vă spun că acest ansamblu cred că este unic în județul Bacău și nu numai, și în juretele din împrejurimi, deoarece este un ansamblu format prin sprijinul părinților. Am pornit de la zero în urmă cu 4 ani, am ajuns la concursuri internaționale, am luat locul 2, locul 3, locuri foarte meritorii între ansambluri din mai multe țări. Am pornit cu părinții, am continuat cu sprijinul primăriei și am ajuns la niște rezultate deosebite. Sunt foarte fericită că putem perpetua tradițiile de pe Valea Muntelui, datinile, obiceiurile, cântecele deosebite și frumusețea portului popular. Pot să vă spun că acești copii sunt îndrumați săptămânal de domnul Robert Costrovanu, unul dintre cei mai străluciți coregrafi din România, și de Cătălina Dam, la fel un coregraf mai tânăr, și doamna Maria Tătaru, care prin bunăvoința lor zilnic, săptămânal fac naveta între Bacău și Agăș, o comună situată la 80 de kilometri de Bacău. Foarte frumos! Cred că este foarte interesant să lucrezi cu copii. Puteți să-mi spuneți cum este? Pot să vă spun că nu sunt chiar toți copii. Aceștia sunt copiii care au început să evolueze în spectacole. Noi mai avem o pepinieră de dansatori, de 16 copilași, la fel ca și Găbița, de micuți. Începem să lucrăm cu ei de la o vârstă fragedă, de la 5 ani, și reușim să ajungem să avem până la copii de liceu. Frumusețea constă în faptul că nu selectăm copii de o anumită vârstă, ci copii de medii, de vârste diferite, și tocmai de aceea fac deliciu publicului, ei fiind ca o scară, așa, de la mic la mare, cu foarte mulți copii. Este frumos, este și greu, pentru că pentru fiecare copil trebuie studiu individual, trebuie muncă suplimentară, dar este și foarte frumos în momentul în care îi vezi pe scenă, le vezi rezultatele muncii, toată satisfacția și toată mulțumirea este deplină. Aplauze, vă rog, să-i ascultăm ansamblul Mugurașii din Agăș. Let's go.
Așadar, după cum vă spuneam când a început această ediție minunată care are loc la Bacău, în orașul lui Bacovia, am găsit aici tinere talente, care mai de care mai frumoase și mai aranjate, așa cum este și Mădălina Petrache. O invit alături de mine. Aplauze, vă rog! Bine ai venit la Ora Veseliei! Mădălina este o prietenă veche de-a noastră. Bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! În seara aceasta voi interpreta o melodie de-a Mariei Bararu, din repertoriul dânsei, ce-mi spunea Gheorghiț odată, și aș vrea să dedic această emisiune părinților mei, colegilor, prietenilor și întregii lumi. Salutăm pe toată lumea acolo acasă, atât telespectatorii cât și spectatorii de aici din sală din Bacău, și vreau să ne mai spui despre piesă, ce-mi spunea Gheorghiț odată. Explică-mi puțin ce-ți spunea ție Gheorghiță. Eu sunt curioasă. Vorbe de dor, de dragoste, de joc, de voie bună. Foarte frumos. Aplauze, vă rog, pentru Mădălina Petrache! Gheorghiț odată, măi, Gheorghiț, măi, fi suplu ca șerota, că dor cu iure dor, că tu n-ai să faci armată, măi, Gheorghiț, măi, nici acum și niciodată, dor cu iure dor. Săruta-ți-aș ochii tăi, măi, vădiță, vădișor, cât frumos te uiți cu ei, măi, vădiță, măi. Și-acum ești militaraș, măi, Gheorghiță, măi, dar pe mine cui mă lași, dor puiule, dor. Lemnilor și pietrilor, măi, Gheorghiță, măi, pe mănafă părilor, dor puiule, dor. Săruta-ți-aș gura ta, măi, bădiță, bădișor, cât frumos vorbești cu ea, măi, bădiță, măi. Du-te, ghiță, fă-ți armata, măi, Gheorghiță, măi, rămân cu mama și tata, puișorul meu. Fă-ți armata cu plăceri, măi, Gheorghiță, măi, chiar de greu inimii mele, dor puiule, dor. Săruta-ți-aș ochii tăi, măi, bădiță, bădișor, cât frumos te uiți cu ei, măi, bădiță, măi. Te aștept să vii la toamnă, bădișorul meu, când o-i strângi vin un cramă, dor puiule, dor. Și-ți-o-i pui ursă-mi lângardă, măi, Gheorghiță, măi, să știi că te aștept cu drag, dor puiule, dor. Săruta-ți-aș ochii tăi, măi, bădiță, bădișor, cât frumos te uiți cu ei, măi, bădiță, măi. Săruta-ți-aș gura ta, măi, bădiță, bădișor, cât frumos vorbești cu ea, măi, bădiță, măi. Regia tehnică îmi spune așa, că va veni lângă noi doamna Maria Tătaru. În aplauzele dumneavoastră! Bine v-am găsit, domnul Eugen Ungureanu. Mă bucur că sunt alături aici de copilașii mei de la Agăș. Îmi permit să spun de Robert Costrovanu, profesorul, instructorul, este și Cătălin aici, Cătălin Adam. Nu e îmbrăcat în costum național, așa că nu primim aici civili. De ce nu ți-ai luat Cătălinei costumul? Și vreau să salut cu... Da, nu salutați pe colega mea prezentatoare. Sigur că da, domnișoara Cristina, mă bucur de cunoștință. Să rămână, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și vă doresc emisiuni frumoase! Câteva cuvinte despre copiii pe care îi pregătiți. Copilașii mei sunt foarte, foarte talentați. Au luat locul 2, locul 3 la Dobroge, Mândră Grădină. Anul acesta sunt din nou invitați și vreau să-i felicit, chiar felicitări, puișorii mei dragi. Și mult succes! Și aplauze! Sigur, mulțumim! Merită! Aș vrea să salut pe doamna profesoară Cati Rață, pentru că dacă nu ar fi fost dumnea ei,
să lupte atât de mult cu copilașii ăștia, oră de oră, ședință de ședință, când ne întâlnim, dumneaei este prezentă și nu numai prezentă, și a pus și sufletul în palmă pentru acești copii minunați, care vă doresc mult, mult succes în continuare și o să vedeți ce artiști se vor naște din acest grup minunat de copii. Suntem și dansatori și soliști vocali. Aplauze! Și salutăm și conducerea primăriei, Consiliul Local Agăș. Că salutăm pe toată lumea. Da, să fie sănătoși. Și pe cei de acasă, pe cine pe dedicații. Coregraful acest minunat ansamblu Mugurașii de la Agăș, profesorul coregraf Robert Costrovanu, care și el nu are costumul pe dumnealui și nu-l putem arăta dumneavoastră, îl știți cu siguranță. Aplauze. Și câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitate, despre melodii. Eu. Aici ar fi mult de spus, eu știu. Cânt de copilaș, așa cum aveam o vârstă, am fost la Orchestra Plaiurile Bistriței, apoi la ansamblu Ca la Noi, apoi la Busuiocu din Bacău. Ce să vă zic, toată activitatea mea a fost plină și numai un cântec. Un cântec toată viața. Iar în această ediție ne veți interpreta două melodii. Da, am venit cu două melodii, Uite, Badi, Jocul Înșepe și Cocoroghească frumoasă, care se trage de pe la Colonești. Vă invităm la dans, Maria Tătaru! Cu mult drag, Doamne ajută! Șepi și tu stai lângă perete, tot cu ochii după fieti, măi, bădiță, măi. Alegeți o fată dragă, părinții ei să te vadă, cum porc jocul prin o gradă, măi, bădiță, măi. Nu știu jocul, l-ai uitat, ori ești badi supărat. Prin didicolea de peti, joacă cu mai multi peti. Păi tu care te-ai potrâit, în toamnă te-ai logotivă. Fetele din miez le scoți, dar feminin ai să poți, cât ai și bade de hoț, măi, bădiță, măi. Eu așa te-am socotit și pe față te-am citit, tu umbli după iubit, măi, bădiță, măi. Nu gândi, bade, când plași, că nu mai fac atifași. Și nu ești pe locul întâi, că mai am în sat votri. Păi la vacă mai am pe altul, păi și tu ești pe locul patru, măi. Știi ca să joace, numai voi bună fașe, măi, bădiță, măi. Uite-l colo, stă-n prag, de mine e tare drag, cât-s-n pasul după hang, măi, bădiță, măi. Îi ca soarele frumos și-n dragoste credincios. Mă lasă la joc și-n lume, numai vorbi bunii-mi spune. Înșiutul la toți vă fac și din guriță nu tac. Spre care pe hancă vinii moșneși-mi trag, măi! Hei, hei, la o parte-i fașesc loc, că vinii moșneși-n joc și nu se lasă din loc, ia ca așa, așa, așa. Moșule de sar prea tare, că și-l nad din capăt sare și-ți o călcau în tișoare, ia ca așa, așa, așa. El n-aude de-o ureche, dar își caută pereche. Șălile tari îl dor, dar tot bate din chișor. Bă, hai la joc și tu, timpuță! Joacă cu mine, disculță-mi, fa! Bă, ia uitați-vă cum sare, zici că-i baba fată mare, nu se mai plânge de șare, hop și așa, măi! Auzi, măi, bădișor, cântă copză în pridvor și frumos aude, a jucat, dar nu am unde. Hai, hai, în o gradă unde-i lumea gramadă și mi-o-mi faci și loc, coroghește să te joc. Uite, colo, moșilie, ram-tam, cam trilara, vrea și el la joc să vie, drilare, drilila. Nu prea poate să mai joașe, dar își cheamă baba-n coașe.
Mai joacă coroghești, nu mă răbade, pidești, unu, doi, nu mai sta, mai bade și te uita. Uite, ești o băbuță și frumos joacă disculță, hai ne om discalța, coroghești, om juca. Unu, doi, trei, patru, cinci, tam, 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 drililara, frumos îi joc pe aici, drililare, drilila. Hai cu bătrânii satului, joc din mama focului. Atât a jucat și pământul s-a zvântat. Zâi, zâi, nu te opri, jocul nu-l mai încălci. Dai moșul-i supărat, uite baba o achicat. Dar s-a ridicat și-n joc chiar o intrat. Joacă baba cu știubeie, tam dirilara. Lângă e cu nepoțăie, dirilare, dirila. Păi coroghești ca pe roate, joacă ghine mai nepoate. Poșa și iar așa și încă o dată tot așa. Una, una, două, două, chimcuța mea e nouă. Strigă băbuța tare, băleleușol, du-mă doare. Țipă la moșulică, joacă, măi, nu-ți fie frică. Liță, foaie de trifoi, tam, 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 trilara. Coroghești ca la noi, drilare, drilila. S-au pus moșul pe învârtit și baba pe chiuit. Când te n-a joacă înainte, coroghești să ții minte. Dragi prieteni, dragi telespectatori, aici la Bacău, fiind tot din județul Bacău, am invitat prieteni dragi, copii și maturi, în același timp profesioniști, aș spune eu, pentru că cu domnul Popa m-am întâlnit la o manifestare pro Basarabia, cred că e un an și ceva, sau în vară, un an de zile. Și la Onești, la 50 de ani de la Doina Trotușului a sărbătorit un număr de ani impresionant de activitate. Vreau să vă spun în al doilea plan de idei că am găsit la Podul Turcului un primar extraordinar, un om de calitate deosebită, împreună, desigur, cu echipa de la primăria din Podul Turcului, domnul Gelu Ciorava. Domnul Gelu, zicem noi, credem că va fi prietenul nostru de acum încolo, pentru că este un om de mare calitate, este un om împreună cu care realizăm în această primăvară un mare spectacol la Podul Turcului și mă bucur foarte mult pentru faptul că domnul Gelu este un prieten al muzicii, un prieten al culturii, pentru că ceea ce trebuie să știe toată lumea, și partea culturală nu este de neglijat. Educația prin cultură, zicem noi, dă cele mai frumoase roade. Doamna Donie, spuneți-ne câteva cuvinte despre ce înseamnă Podul Turcului din punct de vedere cultural. Reprezint pe domnul primar. Domnul primar nu a putut să vină deoarece a vrut să fie alături cu de acești copii și de domnul profesor, dar a intervenit o ședință de Consiliul Local. Dumnealui este foarte apropiat de acest ansamblu, îl va susține în continuare atât moral cât și material, iar vreau să specific un lucru. De când a intrat dumnealui primar, a început lucrarea unui cămin cultural care era la pământ, în satul Căbeș, care l-a și finalizat. Acum sunt în desfășurare lucrările căminului cultural din Podul Turcului. Aplauze pentru domnul Gelu, primarul orașului Podul Turcului, comunei. Eu am zis că e oraș, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Vreau să spun că ansamblul Privighetorile Zeletinului a făcut renumită comuna pe toată zona. Este o zonă pitorească și cu oameni primitori. Da, aplauze. Apropo de ansamblu, am aflat câteva lucruri, să știți că m-am pus la curent. Da? Ia să vedem. Ansamblul folcloric Privighetorile Zeletinului este laureata mai multor festivaluri județene, naționale și internaționale, cu premiul întâi, să știți, este un lucru mare. Aplauze, vă rog! Și prezent de nenumărate ori în emisiuni de radio și de televiziune, în preza cotidiană și în cărți de etnografie. Și ne prezintă în această ediție câteva melodii. Puteți să ne spuneți dumneavoastră? E foarte greu să încerci să prezinți doar o melodie sau două. Repertoriul este foarte mare. Avem trei albume, în schimb, în seara asta, datorită timpului limitat, vom
cânta o horă de concert și o horă la vioară solist-instrumentist Ioana Evelina Dimitriu, care a luat foarte multe premii ca solist-instrumentist și solist vocal. Foarte frumos, aplauze! Și despre dumneavoastră, câteva cuvinte, sunteți dirijorul acestui ansamblu? Da, sunt dirijorul ansamblului cam de câțiva ani, de 38 de ani anul ăsta. Și sper să mergem mai departe. Noi vă urăm mult succes și să ascultăm ansamblul Privighetorile Zeletinului. Mulțumim! Thank you.
Sunt Cristina Cozaru. Sunt Eugen Ungureanu. Nu pierdeți emisiunea de săptămâna viitoare. Caviar drasni de-a fulgera, măi șam diri 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 dira, darai darai dara, de la joc n-aș mai pleca, măi șam diri 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 dira. Dar nu m-aș mai rupi din joc, măi șam diri 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 dira, darai darai dara, din iar lua.